Ne-am întors din scurta pauză de publicitate și, așa cum am promis mai devreme, alături de noi se află doamna Mirela Grosu, este managerul la Institutul Regional de Oncologie din Iași. Spun bună seara și bine ați revenit la noi, bucurie să vă avem aici. Mulțumesc pentru invitație oricând. Cu mare drag și nu întâmplător, pentru că, iată, marți, mâine, 21 iunie, va fi un eveniment important pentru comunitatea ieșeană, de fapt dedicat femeilor, dar mai multe detalii ne veți spune dumneavoastră, pentru că, iată, astfel de acțiuni sunt rare și bune. Da, este un eveniment important nu pentru comunitatea ieșeană, dacă îmi dați voie, ci pentru 12 județe din mai România, mult decât atât. Pentru 6 județe din regiunea de nord-est și 6 județe din regiunea de sud-est. Este o unitate mobilă pentru screening-ul cancerului de sân. A fost achiziționată printr-un proiect cu fonduri nerambursabile. A costat aproape 600.000 de euro. Este un tir, un cap tractor cu, în spate are o unitate mobilă dotată cu un mamograf 3D. Este o mașină care are vreo 12 metri lungime și aproape 10 tone. Este o unitate mobilă pe care noi încercăm să o trimitem în mediul rural, în zonele defavorizate, în zonele unde sunt femei care nu pot ajunge la un medic. Și care cred că n-au luat contact cu astfel de analize și mamografii poate niciodată în viață. E adevărat, noi avem experiența proiectului de depistare a cancerului de col uterin. Acolo știți că avem două unități mobile și le trimitem în tot în mediul rural. Doar că sunt mai mici. Sunt mai mici, da? E mai ușor să ajungi la un ginecolog ca să faci un control ginecologic și să-ți faci o recoltare Babeș, Papa Nicolau sau HPV, decât să ajungi la un laborator de imagistică unde să fie un mamograf 3D. Sunt multe orașe unde nu sunt mamografe 3D, poate este unul sau două mamografe de generații mai veche. Și atunci când noi ajungem în mediul rural cu o asemenea unitate dotată cu un echipament performant, este spre binele comunității și spre binele femeilor din zona respectivă. E important, e o achiziție importantă de altfel. Iată, recent a fost inaugurat și centrul de screening, dar faptul că v-ați gândit și la varianta aceasta mobilă, deja, bine, că era pe partea de col uterin această caravană pe care o organizați, era absolut necesară și pentru zona aceasta de cancer de sân. E adevărat, pentru că Ministerul Sănătății dorește ca din 2024 să implementeze screening-ul cancerului de depistării cancerului de sân la nivel național. Și atunci noi suntem două unități pilot, noi și Institutul Oncologic din Cluj, fiecare dintre cele două are în dotare câte o unitate mobilă. Încercăm să întocmim o metodologie, de fapt Clujul a început-o și cu ajutorul nostru, bineînțeles. Tot Clujul pe un alt proiect se ocupă de formarea profesională a medicilor și obținerea competenței în senologie și a tehnicienilor de imagistică. Adică Ministerul Sănătății prin noi și cu ajutorul nostru și cu fonduri nerambursabile își dorește ca în 2024 să poată implementa screening pentru depistarea cancerului de sân la nivel național. Așa cum s-a întâmplat după 7 ani de zile pentru cancerul de col uterin. Pentru că acel proiect a fost început de Ministerul Sănătății cu finanțare națională de la bugetul de stat în urmă cu 8 ani. Iar acum implementăm acel proiect cu fonduri nerambursabile și pe proiectul acela grupul de țintă este format din 170.000 de femei, un grup foarte mare, iar la proiectul acesta de sân, grupul țintă este format din 30.000 de femei din 12 județe ale țării. Deci noi ne dorim să aibă succes și sper să aibă. Sunteți în faza de implementare activă, să spun așa, a proiectului. Unitatea mobilă a ajuns la Iași în urmă cu 3 săptămâni, am înmatriculat-o, trebuia să facem toate măsurătorile de radioprotecție, am obținut avizul sanitar de la igiena radiațiilor și acum cred că astăzi sau cel de zi mâine dimineață ajunge autorizația de la CNCAN. Apoi noi putem să captăm imagini de la femei și ne dorim ca pe 21 la evenimentul pe care îl organizăm la Palace să prezentăm această unitate mobilă. În fața Palatului Culturii va fi amplasată, da, nu? Va fi în rondul dintre Palace și Palatul Culturii. Va mai fi acolo o unitate mobilă adusă de General Electric și Medist. Sunt cele două firme care au participat și la licitația noastră și au preferat să mai aducă o unitate să o prezinte atunci pe lângă unitatea noastră deci, mobilă. Deci, practic, vor fi două unități, una doar pentru prezentare pentru cei interesați și una chiar va putea face mamografii
marți, începând de la ora 9. Trebuie făcută programare sau cum se procedează? Femeile se prezintă efectiv acolo, bănesc o să dureze un 10-15 minute efectuarea. În principiu, screening-ul pentru depistarea cancerului de sân se va face prin invitare. Și noi, când mergem în mediul rural, vom merge cu unitatea acolo unde deja știm că și-au arătat intenția să participe la screening-ul un număr de femei. Acum, pe 21, noi vrem să prezentăm unitatea mobilă, vrem să o facem cunoscută, o să facem un eveniment de genul ăsta în fiecare oraș reședință de județ, nu ca să ne ducem noi acolo în mijlocul orașului să prezentăm ce bine arată, ci lumea să afle de noi. Prin dumneavoastră, prin mass media, să știe că Institutul Oncologic din Iași are în implementare un asemenea proiect și merge în colectivități cu această unitate mobilă pentru a face screening pentru depistarea cancerului de sân. Este așa de important, noi am început să facem mamografii pe acest proiect de anul trecut din februarie și 1%... Urma să vă întreb, care sunt rezultatele după această perioadă? Da, voiam să vă spun că am reușit să facem în jur de 1500, nu vă dau cifre exacte, 1500 de mamografii. Toate mamografiile pe screening sunt cu dublă citire, deci doi medici citesc aceeași imagine tocmai ca să fim siguri că nu e vreo problemă, da. Apoi dacă sunt modificări, se face ecografie și după ce s-a făcut mamografia și totuși există o suspiciune din partea medicilor, se face puncție ghidată. 1%, aproape 1% din mamografiile, din cele 14.000 de imagini preluate, 1% sunt femei care deja au intrat în tratament la Institutul Oncologic sau în altă parte. Adică este important nu să atragem noi persoane și pacienți la noi, ci să depistăm boala la timp. Să tragem un semnal de alarmă. Da. Știți cumva cam ce vârste au persoanele acestea care au fost deja depistate? Depistate cu probleme? Nu pot să vă spun informația respectivă și recunosc că nu o am. Grupul țintă este format din femei între 50 și 64 de ani. Noi ne dorim să facem mamografii la femei, chiar dacă sunt în afara intervalului acesta. Asta urma să vă întreb. Femeile sub 50 pot veni, se pot adresa sau... Dar cu bilet de trimitere și cu servicii prin casa de asigurări. Pe acest proiect de screening cu finanțare nerambursabilă, grupul țintă este între 50 și 64 de ani și 60% din grupul țintă trebuie să fie persoane defavorizate, adică din mediul rural, fără venituri, șomaj, cu mulți copii, persoane monoparentale. De fapt, e nișat cumva ca să putem face diferența. E adevărat și se adresează femeilor din mediul rural și femeilor sărace care nu pot ajunge la un cabinet de imagistică dotat cu mamograf 3D. Asta voiam să punctăm. Marți, femeile care vin trebuie să facă programare sau vin direct și se prezintă acolo? Marți vin direct acolo. Dacă nu reușim și va fi solicitarea prea mare, atunci facem programări la centrul de screening de la, sau și la institut. Și o să vină sus în sărărie, de fapt, de la noul centru. Da, a durat mai mult decât ne-am așteptat exact, dar am folosit a centrului respectiv, pentru că chiar dacă lucrez de o viață în domeniu, nu m-am așteptat ca toate procedurile de autorizare să dureze așa de mult, pentru că clădirea a fost gata și dotarea la fel de pe 25 martie când noi am împlinit 10 ani Institutul Oncologic. Numai că branșamentul electric pe final a durat mai mult și nu a depins de noi, ci de alte autorități. Apoi, după ce am făcut toate branșamentele pe final, a trebuit să facem probe la cilerele de climatizare, la aparatele de imagistică. Practic, acum este, deci, poate primi este pacienții. Funcțional de săptămâna viitoare, deja avem programări acolo, pe anumite cabinete și ne dorim să mergem acolo. Încercăm ca prin darea în folosință acelui spațiu să descongestionăm puțin ambulatorul din spital și să dirijăm cumva persoanele care au nevoie de diagnostic, care nu sunt diagnosticate, la spațiul respectiv, la centrul respectiv. E o veste foarte bună. Iată, marcați două evenimente importante în aceeași săptămână. Da, va fi o săptămână grea, dar foarte importantă pentru noi. Da. Ce mai urmează pe acest proiect OncoFem? Pentru că iată că spuneați că deja au fost achiziționate aceste
unități mobile? Mai sunt alte etape prevăzute sau se apropie de final? Nu. Proiectul acesta se implementează până în decembrie 2023. Noi intrăm în linie dreaptă cu screening-ul, pentru că până acum am derulat mai mult proceduri organizatorice. Am angajat personal pe proiecte, a venit această unitate mobilă pe care am autorizat-o, am luat un alt mamograf fix pe care l-am instalat acolo la centrul de screening și 4 ecografe pentru sân. Adică am derulat toate procedurile de achiziții, de autorizare a echipamentelor, am lucrat la proceduri, încercăm să construim o rețea de prestatori de servicii, pentru că trebuie să ne gândim că nu doar la nivelul Iașului și la nivelul institutului. Tocmai astăzi am avut o conferință online cu reprezentanții ai DSP-urilor din regiunile de sud-est, tocmai ca să le prezentăm proiectul și i-am rugat să ne ajute, să ne sprijine că fără sprijinul autorităților locale, mie îmi place să spun că DSP-urile sunt Ministerul Sănătății în teritoriu, fără dânsii noi nu putem să ajungem acolo și să ajungem și să ajungă informația la femeile care trebuie să facă parte din grupul țintă și nici nu putem să ajungem într-o comunitate fără să știe DSP-ul, primarul, prefectul și așa mai departe. Nu vă duceți acolo de capul dumneavoastră. Orice deplasare pe care noi o pregătim, trebuie să, fiind cabinete medicale mobile, trebuie anunțate la DSP, la igiena radiațiilor, la colegiul medicilor, trebuie să anunțăm primăria, ne trebuie trifazic pentru mașina respectivă și pentru aparatul de pentru mamograf. Deci nu putem să mergem așa pur și simplu oricând, o păstă de stradă, da, sigur, da, și fără să știe nimeni. Bun, cum e activitatea în perioada aceasta? Că iată, ne-am revenit după pandemie puțin, câteva luni sunt aglomerate aceste luni. Ce să vă spun, la institut a fost aglomerat tot timpul, chiar și pe perioada pandemiei, numai că atunci era aglomerație mai mult afară pentru triajul epidemiologic și testarea aceasta de COVID. Testarea și așteptau pacienții pentru a realiza o distanțare, așteptau mai mult afară decât înăuntru. Acum am scăpat de legislația care ne interzicea să avem aglomerări de genul ăsta. Noi purtăm totuși mască în interior Unitățile medicale fac acest lucru. Da, pentru că sunt aglomerări și ne protejăm pacienții, nu neapărat pe noi. E aglomerat, pacienții trebuie să-și urmeze tratamentul, la noi nu este ca în altă parte, să zicem, dau un exemplu la recuperare, unde nu merg acum la să se trateze că au de cosit iarba sau de cules cireșile, ci la noi pacienții trebuie să-și vină să-și facă tratamentul atunci când trebuie să-l facă. Și atunci e aglomerat. Și ne pare rău pentru tot disconfortul creat pacienților și de asta noi încercăm să mai implementăm, să mai facem și alte investiții, să extindem ambulatoriul. Se construiește periodic acolo. Da, pentru că încercăm să creăm condiții mai bune decât sunt pentru pacienții noștri. Cu toate că vorbim despre un institut nou și modern, cumva aliniat la standardele europene, dar iată că e important cumva că oferiți toate condițiile pentru tratament, pentru astea, dar cum stăm cu pacienții oncologici? Sau a mai crescut numărul sau suntem pe o linie undeva? Nu putem să spunem că a crescut incidența. Numărul a crescut pentru că tot mai s-a mulți pacienți... poate timpul de mers la medic, odată cu pandemia. E adevărat, pacienții vin, să spunem, într-o stare mai agravată decât până acum 2 ani. Adică atunci veneau, când aveau o suspiciune, veneau. Am o cunoștință care este pacientul nostru de vreo 5-6 ani, m-a sunat zilele trecute și mi-a zis că nu se simte foarte bine și că este rău și, mă rog, avea niște simptome și zic, de ce nu ai venit până acum? Păi știam că este pandemie, că zic, da, cum poți să stai acasă? Nu e o scuză. Și boala lui s-a agravat. Nu a venit un an și jumătate, i-a fost frică să vină la spital și acum... Boala a avansat destul de mult. Boala a avansat și este mult mai greu să controlezi o boală de genul ăsta. Păi mai bine previi decât să tratezi. E adevărat, nu? Sau tratezi la timp și faci tot ce se poate să o stopezi. Ați spus foarte bine, dar iată că educația încă lipsește în rândul populației și e păcat, pentru că iată se pot face sau pot obține rezultate foarte bune medicii în momentul în care e diagnosticată la timp boala aceasta, care e destul de galopantă. E adevărat și la asta ne-am gândit noi când am construit sau am demarat această investiție, centrul de screening, nu neapărat pentru depistarea bolii de cancer, ci
pentru depistarea oricărei boli în general, pentru că oricare persoană, fiecare dintre noi, odată pe an trebuie să mergem la medicul de familie și să, dacă nu ne prescriu, să cerem să facem niște o baterie analize. De analize care să arate că funcționăm în parametrii normali, ca orice mașină. O revizie tehnică, măcar o dată da. Pe an. Spuneați de proiecte. Ce proiecte mai aveți în derulare sau ce urmează să implementați? Poate ați mai depus ceva pe fonduri europene? Am început activitatea în centrul de screening. Alături de centrul de screening, următoarea clădire unde funcționa un centru de asistență socială, l-am cerut de la Consiliul Județean. Am făcut lucrări de igienizare și amenajare și tot săptămâna viitoare, pentru că vă spuneam că e o săptămână grea, mutăm acolo terapia de zi, spitalizarea de zi, pentru că în zona unde este acum spitalizarea de zi și în curțile interioare, începem să implementăm un alt proiect de extindere a serviciilor de zi prin ADR Nord-Est. Este un proiect câștigat anul trecut, a fost tot tergiversat pentru că nu aveam unde să mutăm spitalizarea de zi și acum am găsit cu sprijinul Consiliului Județean această clădire și săptămâna viitoare mutăm activitatea acolo. Deci un alt proiect este extinderea zonei de ambulatoriu și spitalizare de zi în interiorul institutului. De când vă apucați de treabă efectiv la această extindere? Cred că în maxim 2 săptămâni, pentru că de luni se mută spitalizarea de zi, scoatem toate lucrurile de acolo și începe organizarea de șantier. Apoi, cred că în maxim o lună de zile ne mutăm, de fapt sunt ultimele finisaje pe care le facem în noua clădire în care va funcționa secția de îngrijiri paliative. Este fosta ortopedia spitalului de urgențe. Este de... cum se intră prima clădire, monument istoric, pe dreapta. Am finalizat lucrările de consolidare, modernizare și acum se fac ultimele finisaje. În maxim o lună de zile noi trebuie să ne mutăm acolo. Zonele în care acum funcționează îngrijiri paliative, compartimentul trebuie igienizate și extindem paturile secțiilor chirurgicale, pentru că acolo avem nu foarte mult, dar avem listă de așteptare și atunci trebuie să extindem puțin paturile. Da. O să încercăm să angajăm personal la bloc operator și la ATI ca să putem, dacă extindem numărul de paturi, trebuie să lărgim cumva și programul din bloc operator ca să putem rula mai mulți pacienți prin bloc operator. Deci sunt niște modificări la nivelul institutului pe care trebuie să le facem, dar trebuie să le facem pentru pacienții noștri, pentru că nu reușim, nu o să reușim niciodată să mulțumim 100% pacienții și aparținătorii pacienților, câteodată aparținătorii sunt mai greu de mulțumit decât pacienții, dar măcar încercăm. E important că vă dați tot interesul și iată că sunteți într-un continuu șantier. Bine, e poate un disconfort, dar e important că se fac investiții permanente pentru binele. Am încercat binele să facem pacientului. Toate investițiile nu cu șantier lângă pacient. Uh-huh. Chiar dacă aveam o clădire în construcție, în curte sau într-un colț, am încercat să le facem în așa fel încât să nu deranjăm, să nu creăm un disconfort foarte mare pacienților. Parcă mi-amintesc că voiați la un moment dat să faceți și o clădire pentru un hotel pentru pacienți sau hotelul funcționează. 2016 mm-hmm. este cel din Tătăraș, acolo am finalizat și un bunker, am instalat și un accelerator, acum suntem derulăm procedurile de autorizare a acceleratorului, sperăm și avem... Acolo nu e nevoie de extindere, mă gândesc că totuși extinderea s-a făcut în pământ, pentru că deasupra, supra-teran nu aveam spațiu și atunci ne-am gândit să ne ducem în subteran, am construit un bunker exact cum sunt cele două de la institut, de fapt trei, și prin cu ajutorul Băncii Mondiale din cadrul Ministerului Sănătății, de fapt Ministerul ne-a achiziționat un accelerator, l-a montat în luna decembrie și de atunci până acum procedurile de autorizare a unui accelerator durează foarte mult și acum derulăm procedurile de comisionare, trebuie să trimitem la agenția de la Viena ca să ne dea ok-ul că totul este bine funcțional și că nu iradiem mai mult decât trebuie și ca să putem funcționa și acolo și atunci pacienții din hotel vor coborâ și vor face radioterapia jos acolo, nu vor mai veni din Tătăraș și în Copou, ceea ce cred că va fi un plus mare, pentru dânsii. Un avantaj. Da. Mulțumim tare mult pentru informații, iată, invităm și noi femeile de între 50 și 64 de ani să vină marți la această caravană pe care o numim noi, să facă acest screening, spor în tot ceea ce faceți și să ne revedem cu bine și la alte evenimente. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, acestea au fost știrile, o seară frumoasă în continuare!
Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.